Știți că aveam eu la început un citat de mine. Bă, m-au scos din meniu, nu mai comandă lumea bendea. Vlade, tu ce preferi, gustări reci sau paturi calde? Vor pus lumină să vedeți cât mai în sticle. Un cocktail non-alcoolic ne faceți, unul foarte frumos. Da, bineînțeles. Pentru colegul și eu am la masă apă. Apă? Da. Mulțumesc. Revenim. Aproape. Este ceva în seara asta. Să sperăm. Ziceți, ați dat bilete și pe sub mână la show-ul nostru. Păi n-am dat câteva. Aștept să scadă una de aici, de sus, și să-ți facă și masaj tailandez. Ce faci, piratule, acolo? Ți-or făcut și ție cuib? Venim și la tine imediat. Mie îmi place foarte mult arta. După cum puteți să observați, deci în amenajarea atelierului de pizza, arta joacă un rol definitoriu. Unicum Țvac este o... artă? O artă. A băutului. Cu... piratul Tanțău. Hai, Vlad, să-l cunoști și tu. Domnul Tanțău. Ce faci, domne? Bine, domnul. Bine, da. Ai muncit, tu mă șterg eu. S-au făcut un colțișor nou, așa-i? Da, un rai nou. Un rai nou. Dar ce, de aici vrei să te arzi și să te duci? Da, apropo, e și loc luminat și loc cu verdeață, cumva. Dar cuptorul e tot ăla, adică la fel. La fel de bun. La fel de bun. Tot 200 de pizza pe zi? Nu, poate mai multe. Ce cere lumea acum? Pizza cu ce? Care-i trendul? Cu hribi. Cu hribi? Că s-au făcut în toamna asta. Da. Dacă cerea în iulie, dacă cereau în iulie, era 1.000.000 pizza. De aici, aici scutiile, aici scutiile care așteaptă să fie umplute. Număr de urgență 0264911. Urgențe culinare. Până vă comandați pizza, puteți să stați aici, pe baza facturilor care o să vină mari, mai stai, te încălzești. Tu crezi că acasă dormi cu ferești, cu geamurile deschise, așa-i? De la câtă căldură. Și aici, ucenicul vrăjitor. Nu dă mâna că... nu. Ce faci? De servici. De servici. Că dacă nu lucrezi bine, curat, frumos, plăcut, e ceva pus acolo, nu? O jumătate de porc. Fantasy, frumos. Și unde e fantezia? Fantezia e fantezia că... Fantezia e să nu-l vergi pe tine. Eu, pe oricum, o pată în plus, ce contează? O pată în plus. No. Să-l bei sănătos. Nu ai pus niciun pic alcool. Și pentru cel care râde ca o focă în videourile noastre, Vlad Roșu. La prezentare, Micu Bendea. Ei, cum vă simțiți? Vă pună pula să dați cu sosul pe conopeiuri, că noi plătim. O seară extraordinară. Aplauze pentru cei care au regândit tot conceptul atelierul de pizza. După cum observați, este un loc frumos, cu multă verdeață, de unde a dispărut toată durerea și întristarea. Copacul ăsta, dacă venea aici din secuime piștii vorba ta, era deja făcut bucăți. Un loc extraordinar. Cărți. Că nu fac rău cărțile. Să știți că există și Sandra Brauna. Acolo m-am uitat, mi-am dat o labă între timp. E extraordinar. Și vorba cântecului, cât ele faci, Doamne, în lume tăt, ele faci tu cam bine. A ce o greșit? Că era ușă! Cristi, ești la butoane, te rog frumos. Aprinde becurile. E așa de nouă sala, că nici nu se știe cum să aprind becurile. Un pic becurile să le aprindeți pe sală. I-am și zis lui Alex, de ce n-a stăiat? Bă, să le aprinzi? Nu? A, așa. Aplauze pentru cei care au venit în această seară. Cum e în primul rând? Atâta i-am rugat frumos să facă distanța de la scenă până la prima masă mai mare, că eu scuip în timp ce vorbesc. O doamnă și-a luat pizza la sfârșit, zice, ce ciorbă bună! Aici sunt artiștii, filmează-i și pe ei. Stau frumos, niciunul n-ar lua o carte. Zice, ne uităm la Bendea cum se face de căcat. Cum e în această... Te văd mai serios cu mustață și eu aveam la 15 ani. N-am optat să dau la aplauze, lumea știe. Știe de ce vine aici. Cum vă, cum vă place noul decor? Încă o sticlă la masa doi, vă rog frumos. Aici e o doamnă extraordinară. Când am intrat noi și-o lua cafea, zic, ceva, dormim, acum văd că... Cum îți pastele? Minunate. Ce faceți? Filmați pe sub mână? Dar
Cum e să filmezi în noua locație? Foarte frumos. Felicitări. Felicitări. Nu mie, dar bravo. Aici o masă din partea miresei. După nou slogan LGBT, cine stă în capul mesi să sugă pula miresei. Aplauz. Am slăbit 7 kg, nu se vede, dar pasez microfonul la un domn la care îi se vede. Felicitări, ce frumos. Îți la a doua socră. La prima. Să trăiască și acolo sub pământ, să fie ferit. Domnul Dragoș Bucur, venit direct de la București. Cum vă simțiți în seara asta? Minunat. Ăsta e cuvântul de ordine, minunat. Aici este domnul Angel, artizanul... Dă-te mai încolo. Artizanul acestui loc. Vă rog frumos să ne spuneți câte zile, câte nopți, câte sticle de vin v-au luat ca să găsiți conceptul ăsta unic? Foarte multe. Dacă ar fi să vă mai apucați odată, v-ați mai apuca? Asta a fost vorba pentru femei. Aplauze pentru domnul Angel, care s-ar apuca ori de câte ori este nevoie. Aici, din partea Mirelui, dăm cuvântul nașului Mora, de la Parbrize. Cum te simți, domnul Mora, în noua locație? Vă rog frumos, pare că are implant de păr, dar e iarba falsă din spate. Domnul Mora, două cuvinte despre noua locație. Ca și în jungle. Rog de la bar o banană pentru domnul Mora. Se poate și aplauda, bineînțeles. Alex, un cuvânt despre cei care vin acum, după 11 ani, în noul amplasament de aici, din atelier. Sper să vă simțiți bine la noi. Bine. Ei, și meniul e bun, mâncarea e bună? E foarte bună. M-au scos din meniu. Știți că în meniul vechi ziceam eu câteva cuvinte despre cum s-o de... No, până aici au fost. În 2013, așa să-mi ajute Dumnezeu, era... Știți cum aia zice? Până aici ai Cluj, de aici ai Mănășturi. Până aici era atelierul de pizza, aici două uși până care intrai, nu știai unde ajungi și m-au chemat în 2013 Horațiu cu Alex. Zice, hai să faci spectacol de stand-up comedy. Numai aici era sala. Păi știți ce înseamnă stand-up comedy? E, e la de râdem. Am venit aici, era, cât sunteți voi aici, dar nu tăți, mai... Erau 4 barman, că-l crezut că vine lume, i-au închiriat, nu știu de pe unde. Era Horațiu cât 2 persoane, acum mai cât jumătate dintr-o persoană, Alex, se uitau la mine așa ca valutiștii aia de le-ai dat cu Maradona. Cine pulă e ăsta? Păi zic, pe mine, cine mă recomandaste ca și comedian? Cristi Gold. Mentalistul. Că eu i-am și zis odată, tu ești mentalist, eu îți frec mentalist. Ăla mergea, după ce o câștiga România au talent, mergea, invita surpriză la nunț și atâta freca la lingură de să rupea lingura. Am fost la o nuntă la care era el invitat surpriză, mirii mâncau cu lingură de lemn, mă. Numai să nu li se rupă. Se poate și aplauda chiar și aici. Și am zis, am făcut un program frumos, vorba lui Alex zice, de tăți bani, era intrarea gratuită. Tăt mintețiu, am cerut să-mi dea 500 de lei, atâta s-o țigăni că mi-o dat 250. A, nu contează că vedeți unde s-a ajuns acum. Trebuie să fii zgârcit cu artiști. Atâta stand-up comedy am făcut aici, de la sfârșit o zis, nu ne zici și 2 bancuri. Foarte frumos. Asta încă ieri mișca. No, și la sfârșit mi-o dat aia 250 de lei și o zis, dacă te mai prindem pe aici... Asta a fost în 2013, în octombrie, așa e Alex. Și după aia m-a chemat și în decembrie, pomana porcului. Și după aia, uite, ușor, ușor, ni, vorba lui tata Nelson, ușor, ușor, s-a dus vorba.
Ați citit două cărți. Ați reușit să ziceți chietatea. Bravo, frumos. Ușor, ușor m-am schemat, s-o mai lărgit aici, ca la femei. Atelierul de pizza, ca la femei. Se lărgește și intră mult. Aplauze și felicitări. Și pentru barman, uite, poate să vadă nivelul la sticle. Ok, no, eu am zis ce am zis, dar ar fi frumos să și închind cu ceva. Eu i-am spus gresie aici. No, și după aia au zis, zice, facem două săl, că să, zice, îi punem bine la bendea de 10 lei. Era scena aici. Au prins cineva scena de aici. Era scena așa de un metru cu metru și eu ziceam, eram tânăr, veneam singur și ziceam, două ceasuri, ziceam, tăte bancurile. Acum mi-am chemat ajutoare. Aplauze încă o dată pentru ajutoare. Colegii și oamenii pe care îi apreciez. Era o scenă de un metru pe metru, stăteam aici, zici că eram la Mama Manu, kebab, așa. Mă învârteam să mă vadă tăți. Așa m-a prins și soția mea, că eram prăjit. Și după aia, din sala asta, de la prăjitor, s-a dus treaba acolo, ori pus o prelată. Ei ziceau cortină. Aici, dar era fain că încă se vedea ușa. Puteai să intri. Pe aici intrai. Dacă ziceam o glumă prostă, no, vedeți că domnul e cu pufoica pe el, că nu se mai poate băi. Ieșeam eu primul la țigară, mai ieșeau 20-30 după. Bă, Nicule, bă, chișă-te și venim și noi înapoi. Asta e viața. Dar uitați-vă că și în Florești se poate. Se poate să faci Polivalenta Clujului. Aplauze pentru Polivalenta Clujului. Pauzavo! Dragostan! Cu putea, cu cape de el și postul să-mi fie fin, mat roșu. Împreună am făcut corul vânătorilor. 10 ouă, fără melodie. Dacă v-am plăcut spectacolul din această seară, vă rugăm să aplaudați. Spuneți prietenilor, colegilor, vecinilor, asociațiilor că în seara viitoare o să se întâmplă lucruri extraordinare și mai ales că nu joacă UCFR, deci puteți veni să uitați că e foarte mult sâmbătă. Distracția plăcută în continuare, vă las cu mâinile DJ-ului Artur, aplauze pentru colegi, felicitări de educație și aplauze pentru voi cei care ați venit cu fața noastră în această seară. Cu bine, ori de câte ori și la mormântea doriți dumneavoastră, noi suntem pregătiți. DJ Artur. Doamnelor și domnilor, din cauza unor probleme tehnice, petrecerea din seara asta se va încheia.